Vă rog să vă ridicați. Bună ziua! Prin dispoziția domnului primar numărul 243 din 1-4-2020 a fost convocată prezenta ședință extraordinară de îndată. Înainte de a da cuvântul domnului președinte, am să vă rog să votați procesul verbal al ședinței anterioare. Domnul Anica Mihai. Pentru. Domnul Artene Florinel. Pentru. Domnul Apostol Ionuț Sorin. Pentru. Domnul Barbu Ion. Pentru. Domnul Bănică Nicu Liviu. Pentru. Domnul Dunel Alexandru. Da. Domnul Hudițoiu Bogdan Florin. Pentru. Domnul Ion Viorel. Pentru. Domnul Ionescu Constantin. Pentru. Doamna Ionescu Maria. Pentru. Domnul Ambru Daniel. Pentru. Domnul Lazar Iulian Sorin. Domnul Lazar Iulian Sorin. Domnul Murguleț Vasile. Pentru. Doamna Orzea Cate. Pentru. Domnul Roșioru Silviu Laurențiu. Pentru. Domnul Stăncule Aurel. Pentru. Doamna Stroie Eleana. Pentru. Domnul Țăndărescu Ștefan. Pentru. Domnul Țepeluș Laurențiu Cristinel. Domnul Țepeluș. Domnul Vasile Gheorghe. Domnul Vasile Gheorghe. Pentru. Domnul Vlad George Aurelian. Pentru. Domnul Lazar Iulian Sorin. Pentru. Domnul Țepeluș.
Te ascult, sună. Nu? Alo? Ziceți-mi cum votați, vă rog, procesul verbal al ședinței, procesul verbal al ședinței anterioare, cum îl votați? Da. Am înțeles. Pentru. Stați în telefon ca să votați și restul de... Mă, nu, de ce nu mai poți mai într-o vot drumul ăsta? Nu, vedeți că suntem în direct, nu știu. Am înțeles. Procesul verbal al ședinței anterioare a fost votat în unanimitate. Vă mulțumesc. Domnule președinte, aveți cuvânt. Bună ziua, stimați colegi, începem ședința extraordinară de astăzi. Prezența, domnul Șerban Nicolae nu este, este absent motivat, deci prezent 21 din 22, ședința este statutară. Pe ordinea de zi avem 3 proiecte. Dacă aveți propuneri la ordinea de zi. Dacă nu, supun la vot ordinea de zi. Domnul Anica. Domnul Anica, am auzit? Pentru. Pentru. Artene. Pentru. Apostol. Pentru. Barbu. Pentru. Bănică. Pentru. Dunel. Pentru. Udițoiu. Pentru. Ion Viorel. Pentru. Ionescu, Ionescu Constantin. Pentru. Ionescu Maria. Pentru. Lambră. Pentru. Lazăr. Pentru. Murgules. Pentru. Orzea. Pentru. Roșioru. Pentru. Tâmculea. Pentru. Stroie. Pentru. Sândărescu. Pentru. Țepeluș. Pentru. Vasile. Vasile Gheorghe. Pentru. Vlad. Pentru. Ordinea de zi a fost aprobată cu 21 de voturi pentru. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Constantin Florescu și declararea ca vacantă a locului ocupat de acesta. Supun la vot proiectul numărul 1. Anica. Pentru. Artene. Artene. Pentru. Apostu. Pentru. Barbu. Pentru. Bănică. Pentru. Dunel. Pentru. Curițoiu. Pentru. Ion Viorel. Pentru. Ionescu Constantin. Pentru. Ionescu Maria. Pentru. Lambru. Pentru. Lazăr. Pentru. Murgules. Pentru. Orzea. Pentru. Roșioru. Pentru. Stănculea. Pentru. Stroie. Stroie. Pentru. Țăndărescu. Pentru. Țepeluș. Pentru. Vasile Gheorghe. Pentru. Vlad. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 21 de voturi pentru. Domnul președinte, să răspunde să voteze și pe telefon. Am rugămintea să votați și pe telefon. Sau pe tabletă, pe ce aveți acasă. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020. Necesare 12 voturi. Dacă sunt discuții. Ionescu, domnul președinte. Da, vă rog. Vin și cu un amendament cu o propunere la acest proiect de hotărâre. Ținând cont de situația actuală în care ne aflăm cu toții la nivel local, național, propun ca această sumă să fie luată de la capitolul de cultură, recreere, pentru că nu putem lua bani de la subvenția de energie termică
atât de necesară pentru că trebuie plătite diferențele de preț. Și cred că toată lumea poate înțelege în această situație în care ne aflăm, situația disperată, privind stabilirea unor cheltuieli cu prioritate și renunțarea la altor cheltuieli care nu sunt prioritare în această perioadă. Putem renunța și la acele spectacole la Drăgaica, putem renunța și la acel iluminat festiv de sărbători, putem renunța la o serie de lucruri care în această perioadă sau în această perioadă, în acest an, sunt prioritare pentru altceva, pentru a salva și pentru vieții omenești, pentru alte priorități în această perioadă. Vă mulțumesc. Primarul Sânt, această sumă a fost luată, respectiv acest milion de euro, din suma pe care trebuia să o plătim la sfârșitul lunii februarie în cadrul contractului cu Banca Alpha Bank pe biletele avalizate pentru creditul de 15 milioane de euro dat acum mulți ani pentru Ecogen. Deci în momentul ăsta, din această cauză am ales și această sumă, pentru că simulările făcute arătau de 4 ori mai mult. Deci, domnule consilier Ionescu, va mai fi timp, pe măsură ce evoluează lucrurile, să găsim surse dacă ne vor mai trebui bani și pe cele care le-ați indicat. Pe partea cealaltă doresc să vă informez că încasările cu siguranță vor fi mai mici, pentru că activitatea economică a început să sufere foarte mult. Dar acum, la ordinea zilei, este să trecem sănătoși de acest moment și din această cauză vă rog să votăm această rectificare pentru a rezolva obligațiile pe care le avem pe această stare de urgență și vă asigur că în momentul ăsta, eu știu, ne desfășurăm activitatea cum trebuie. Bineînțeles, există lipsă de materiale și sper până la sfârșitul săptămânii viitoare să avem tot ceea ce ne-am propus. Dacă aprobați astăzi această rectificare de buget, vă mulțumesc. Domnul Ionescu, vă mențineți amendamentul? Da. O completare. Da, vă rog. Vă rog. O completare. Deci, Alpha Bank nu a mai introdus biletul avalizat în trezoreria municipiului Buzău pentru a fi transformat în bani și a ni se lua banii din cont. Din această cauză, această sumă fiind prinsă, am zis că este normal, pentru că nu mai e o posibilitate legală să ne scoată, să ne ia acest milion, în urma înțelegerii între fostul primar și Alpha Bank, atunci acest milion de euro să meargă spre această situație de salvarea comunității buzoiene, până la urmă, vă mulțumesc. Deci nu sunt de acord cu acest amendament. Poate rămâne o sumă ta în fond, chiar dacă nu au băgat din biletul la urmă. Domnul Ionescu, vă aud. Poate rămâne o sumă ta în fond, chiar dacă această bancă nu a băgat acest bilet la urmă. Deci vă mențineți amendamentul, da? Care nu sunt prioritare în această perioadă. Vă mențineți amendamentul, da? Da, domnul președinte. Bun. Amendamentul care este? Ca acești bani să fie luat de la capitolul cultură, recreere, Drăgaică, spectacole și tot ce mai au. Păi și ăsta e Alpha Bank, era la cultură? Păi banii care sunt nu-s de la, sunt de la alt capitol. Asta mă gândeam și eu. Deci banii ăștia, un milion, nu sunt de la, sunt de la alt capitol. Domnul Ionescu, circulă vești că alegerile locale vor fi la anul. Hai să lăsăm treburile electorale și hai să ne vedem de treabă. Pare, domnule Ionescu, pentru că împrumutul ăla a fost aprobat de dumneavoastră în vechile consilii locale. Bravo, domnul Gheorghe Vasile, bravo. Țineți în continuare? Renunțăm, eu vreau că nu renunțați. Domnul Vasile, vă rog. Ați făcut parte din toate consiliile locale. Nu vreau să renunțați la treaba aia? Domnul Ionescu, haideți să depășim momentul, pentru că e penibil, dați. Făcut o intervenție pe care n-aș fi făcut-o niciodată. E problema noastră. Vă rog frumos. Domnul Vasile, vă rog frumos să terminați. Nu, eu nu eram atunci acolo.
Fiecare are dreptul să comenteze și propună ceea ce vrea. E clară treaba, că avem fiecare dreptul, dar comentați și de cum. Eu n-am comentat la acest domnul Vasile! Pentru împrumuturile pe care le-ați aprobat atunci. Nu le-am aprobat eu. L-am aprobat eu, nu le-am aprobat. Președinte Barbu sunt, dacă îmi permite și mie. Domnul Barbu, așteptați numai o clipă. Întâi aș vrea să respectăm disciplina asta, să ne putem înțelege. Numai eu vă dau cuvântul. Domnul Vasile, când vă dau cuvântul, atunci vorbiți, da? Ok, bun. Bun, domnul Ionescu, haideți să lămurim problema. Deci banii care sunt prinși aici la rectificare nu sunt de la căldură. Deci sunt din alt cont. Dumneavoastră ce amendament propuneți? Să luăm de la căldură sau n-am înțeles? Nu, să luăm de la capitolul cultură, recreiere și să-i folosim, să diminuăm cheltuielile pe zona respectivă. Ok, am înțeles. Domnul Barbu, aveți cuvântul. Mă surprinde reacția unor colegi vis-a-vis de propunerea domnului Ionescu. Nu trebuie pusă problema așa. Deja văd că pe site-urile care sunt într-un fel sau altul plătite cu o anumită parte din ce venituri au aceste site-uri plătite de primărie, deja în spațiu public se duce ideea că nu mai sunt acordate subvenții la energia termică pentru că acești bani sunt dirijați spre achiziționarea de materiale necesare de disecții în blocuri. Deci în condițiile astea, când deja cei care ar trebui să fie foarte atenți cum reacționează, când este vorba de o situație deosebit de periculoasă pentru noi toți care trăim în acest oraș și nu numai, să venim cu asemenea site-uri și să spunem, domnule, uite ce ni se întâmplă în acest oraș, în condițiile în care alții ne-au transferat nouă responsabilitatea pentru aceste dezinsecții și alte cheltuieli care le facem în oraș. Deci, din acest punct de vedere, nu este deloc în regulă să nu înțelegem că o parte din bugetul primăriei, al Consiliului Local, ar trebui altfel direcționat în acest an și să avem în vedere că acolo unde se spune că aceste cheltuieli pentru dezinsecție și achiziționarea de materiale și aceste proiecte sunt luate de la subvențiile energia termică, să fim, deci, să nu luăm bani de acolo, pentru că nu e vorba de subvenție. Domnul Barbu, vă întrerup. Mă auziți? Da. Deci discutăm pe lângă. Deci banii nu sunt luați de la subvenția de căldură și sunt luați din alt cont. V-a de explicat domnul primar. Deci, încă o dată, este vorba de modul în care se duce în spațiu public aceste cheltuieli. Da, mulțumesc, domnul primar, vă rog. Pentru a se putea folosi aceste sume pentru achiziționarea de materiale pentru dezinsecție. Da, vă mulțumesc. Domnule consilier Ion Barbu, în spațiu public, dumneavoastră și domnul Ionescu, aruncați prostii. Nu le-am aruncat de la primărie, nu am spus nimic de treaba asta. Dumneavoastră, vă că spuneți acum așa ceva. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă mai are cineva, de la cuvântul. Roșioru sunt. Da, vă rog, domnul Roșioru. Vreau să fac o remarcă referitor la ceea ce a spus domnul consilier Vasile Gheorghe. Este adevărat că în mandatele trecute s-au votat credite și știm cu toții că poate au fost necesare, poate nu, dar acele credite și acele proiecte au trecut datorită majorității PSD. Vreau să-i aduc aminte domnului consilier Gheorghe Vasile, că și în actualul mandat s-au făcut câteva credite, a trecut aceste... Nu vă supărați, domn președinte, are vreo legătură cu... Da, vă mulțumesc! Nu, vă rog dacă vă aveți la proiectul de hotărâre, fără alte comentarii. ...consilierilor PSD și... Domnul Roșioru! ...care au votat tot timpul cu PSD... Domnul Roșioru, mă auziți? Domnul Roșioru, mă auziți? Acei consilieri care au mai avut mandate și... Mai putem să tăiem microfonul? Din mandatul respectiv nu am fost niciodată de acord. Da, nu când vă spun eu, dacă... Domnul Roșioru, mă auziți?
Asta e, atunci s-a făcut ceva. Doamna Ionescu, doamna Ionescu și stimați colegi, vă rog să mă ascultați. Deci avem un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului. Orice alt comentariu pe lângă nu mai vă dau voie. Și dacă nu respectați regula, vă tai microfonul, ca să știți. Domnul președinte, deci, domnul Roșioru, vă mulțumesc. Altcineva, dacă mai are legătură cu bugetul. Vlad. Da, Vlad, vă rog. Oamenii ne privesc și așteaptă de la noi soluții. Nu circul ăsta să încercăm să speculăm electoral și... Haideți să votăm proiectul, să găsim soluții în această perioadă. De acord, vă mulțumesc. Autoritățile, asta e rolul. Dacă mai are cineva ceva. Dacă haideți nu, să votăm proiectul. Dacă nu, vă rog să mă ascultați. Dacă nu supun la vot amendamentul domnului Ionescu, ca banii să nu fie luați de la... De la fondul ăsta de rezervă, de la Alpha Bank, ci să fie de la cultură. Supun la vot, domnul Anica. Deci amendamentul. Domnul Anica. Domnul Anica. Împotrivă. Atene. Împotrivă. Eu, Apostu. Împotrivă. Barbu. Pentru. Bănică. Pentru. Dunel. Împotrivă. Hudițoiu. Împotrivă. Ion Viorel. Împotrivă. Ionescu Constantin. Pentru. Ionescu Maria. Împotrivă. Lambru. Împotrivă. Lazăr. Împotrivă. Murguleț. Împotrivă. Orzea. Împotrivă. Roșioru. Pentru. Stănculea. Împotrivă. Troie. Împotrivă. Țăndărescu. Împotrivă. Țepeluș. Împotrivă. Vasile Gheorghe. Împotrivă. Vlad. Împotrivă. Deci 1, 2, 3, 4, nu? 4 din 21. Proiectul, amendamentul a fost respins cu 17 voturi. Supun la vot proiectul de hotărâre. Anica. Pentru. Artene. Pentru. Apostu. Pentru. Barbu. Abținere. Bănică. Pentru. Dunel. Pentru. Hudițoiu. Pentru. Ion Viorel. Pentru. Ionescu Constantin. Abținere. Ionescu Maria. Pentru. Lambru. Pentru. Lazăr. Pentru. Murguleț. Pentru. Orzea. Pentru. Roșioru. Abținere. Stănculea. Pentru. Stroie. Pentru. Țăndărescu. Pentru. Țepeluș. Pentru. Vasile Gheorghe. Pentru. Vasile Vlad. Pentru. Proiectul a trecut cu 18 voturi. Pentru. Domnul primar, vă rog. În concluzie, avem trei colegi, domnul Roșioru, domnul Ionescu și domnul Barbu, care nu doresc să facem, să aplicăm ordonanțele militare și să luptăm împotriva acestei nenorociri. Mulțumesc! Proiectul de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul COVID-19 stabilite prin hotărâre ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Buzău. Dacă sunt discuții. Domnule președinte, Daniel Lamru este sunat. Vă rog să-mi permite să nu votez la acest proiect. Da, mă înțeles. Discuții, dacă sunt. Dacă nu supun la vot, sunt necesare 11 voturi. Anica. Pentru. Artene. Pentru. Apostu. Pentru. Barbu. Pentru. Bănică. Pentru. Dunel.
Codițoiu. Pentru. Ion Viorel. Pentru. Ionescu Constantin. Pentru. Ionescu Maria. Pentru. Lazar. Pentru. Murgulescu pentru. Urzea. Pentru. Roșioru. Pentru. Stănculea. Pentru. Stroie. Pentru. Sândărescu. Pentru. Țepeluș. Pentru. Vasile Gheorghe. Pentru. Vlad. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 21 de voturi. 20, că unul n-a votat, da, 20. Ordinea de zi a fost epuizată. Dacă aveți la diverse ceva. Da, vă ascult. Am o rugăminte, transportul șoferilor de taxi, celor care au, fac această activitate. Doresc ca o parte din locurile de parcare de pe strada Ostrovului să fie transformate în stație de taxi, pentru că le-ar veni mai ușor celor care vin de la piață să poată să aibă acces la transportul taxi. Știm că este o stație undeva în fața fostei companii de apă, dar se impune și pe strada Ostrovului, știu eu, poate undeva pe lângă Tic-Tac, pe acolo unde există acea parcare, sau vis-a-vis de stația de autobuz de la, pe strada Ostrovului, de lângă Parcul Sfinții Îngeri. Vă rog mult, țineți cont și de această problemă, pentru că este necesar acest lucru. Da, vă mulțumesc. Oricum, să reține propunerea și trebuie aprobată tot în ședință de Consiliul Local. Dacă mai sunt alte probleme. Dacă nu, declar închisă ședința. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne întâlnim sănătos. O intervenție, domnul președinte, dacă se poate. Da, vă rog. Vreau să-i spun domnului Roșioru că în urma convorbirii telefonice de duminică pe care au avut-o împreună, eu am venit cu această idee pentru a face o stație suplimentară de taxi pe Ostrovului. Ca să fim corecți până la cap. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună și să ne întâlnim sănătoși. Mulțumim, o zi bună, numai bine. Da, vă mulțumesc. Doamne ajută! O zi bună! Revedere! Revedere! Zi bună! Zi bună!